Obiectiv România continuă la radio de actualitate. Așa, în această perioadă anului începe un nou sezon legumicol. În câmp se pot semăna deja morcovul, mazărea sau bobul, iar în aproximativ două săptămâni încep și plantațiile de răsaduri în solarii. Un cercetător buzoian, dar și un țăran propun tratamente naturale la roșii, castraveți sau ardei, nici de cum alternativa chimică, și le-a ascultat argumentele Cristina Moise. Intrăm concret în subiect. De aici, din bazinul legumicol al Buzăului, patrie a cepei de apă, verzei cu foaie fină, roșiilor sherry sau al cepei diamant. Descoperim împreună zone pe care nu vi le-am mai prezentat la Radio România Actualități de multă vreme. Mergem astăzi la Săgeata. Bazinul acesta legumicol producea în urmă cu 30 de ani semințe de legume, mai apoi mii de tone de sfeclă și roșii sau ardei. Azi, Stella Zamoiu, legumicultor celebru din satul Dâmbroca, vorbește despre ocrotirea culturilor de legume cu tratamente naturale. Îmi pare foarte rău că nu mi le-am trecut toate într-un caiet, dar le știu pe de rost, nu trebuie să le-am salvate în telefon pe toate, și cu rostopască, și cu coada calului, și cu tutun. Nu ai tutun, pui 3-4 țigări la stropitul roșiilor toată vara, înainte de ploaie, după ploaie. Într-o cantitate pune, nu vreți să faceți magerat, că miroase foarte urât, eu una nu fac magerat. Urzica este principalul. Și pe vremea lui Ceaușescu am stropit roșiile în câmpul mare, care era irigat, cu pompa spate, stropeam cu ceai de urzică. Un kilogram de ceai de urzică la 9 kg de apă. Pentru afide, pentru viermele verde, usturoi cu ardei iute. Nu boia, eu am ardei foarte mult, put la magerat ăsta, dar legat bine la gură, pentru că ustură foarte tare. Și eu acum am devenit foarte alergică la ardeiurile iute. Nu mai pot să scot sămânță, eu pun ardeiul la pliculeț, așa, cine îl vrea ardei, bine, cine nu, eu nu pot să-l mai fac. Când fac dulceața de ardei iute, mă înfășor bine așa și tot îmi scot de la boiaua dulce, de la boiaua iute, de la astea, ca să pot să-mi fac și dulcețurile de ardei. Pentru că sunt foarte, adică deschizi o ușă cu un borcan de ardei iute, de asta, cu oriunde. De ardei, e de câțiva, nu e, da, da, nu e foarte, dar e foarte scumpă, să știți, unde să vind la târgurile noastre din asociație, un borcanel mic așa, e 25 lei. Uite, un borcanel mic așa. Probăm informația la stațiunea de cercetare dezvoltare pentru legumicultură Buzău. Doctorul Floarea Burnichi este secretarul științific al unității. Ne propune un usturoi lăsat la macerat peste noapte cu o lingură de boia de ardei iute și 200 de mililitri de apă. Apoi strecurat totul și adăugat în 10 litri de apă. Maceratul acesta natural se folosește pentru stropit castraveții, una dintre primele culturi din bazinul nostru. În același timp, doctorul Floarea Burnichi face o recomandare. În funcție de condițiile climatice, oamenii își adaptează profilul culturilor, să spunem, în fiecare an. Sfatul meu este să nu mergem pe monocultură. Măcar 2-3 culturi, pentru că una cu siguranță va fi mai bună și va compensa poate o dezvoltare mai puțin bună a celorlalte 2-3 culturi. Așa face, zic eu, un gospodar priceput. Corpul de cercetător de la stațiunea legumicolă Buzău pregătește o carte cu tratamente naturale recomandate culturilor de legume. Aceasta va fi tipărită în scurtă vreme. Mulțumim, Cristina Moise, avem